Citim un singur verset din Cuvântul Domnului pentru început, din Galateni, capitolul 2, versetul 20. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Un cuvânt și un verset așa de bine cunoscut, dar un cuvânt care aș dori să devină realitate pentru noi. Apostolul Pavel spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să împărtășim împreună câteva gânduri din Cuvântul Domnului și din experiență. Un cuvânt și un mesaj pe care l-am intitulat A trăi pentru Hristos. În primul rând, mesajul se adresează tinerilor, dar aș dori să fie educativ și folositor pentru părinți, pentru noi care suntem părinții tinerilor. Deoarece mulți dintre noi, părinții de vârsta mea și cei mai în vârstă, chiar mai mult, nu suntem conștienți de pericolele care există și la care sunt expuși tinerii și copiii noștri. Și nici nu știm să ne păzim. Că dacă nu cunoaștem pericolele, nu știm nici cum să ne păzim, să ne protejăm de pericolele respective. Plecând de la acest titlu și de la această idee, de la acest gând, a trăi pentru Hristos, aș dori să spun că a trăi pentru Hristos înseamnă o relație totală și curată cu Hristos. O relație totală și curată cu Hristos înseamnă o curăție totală în toate aspectele vieții noastre. La nivelul trupului, la nivelul minții, la nivelul sufletului, la nivelul relațiilor noastre, la orice aspect și în orice domeniu de activitate, suntem chemați la curăție. Apostolul Pavel îl avertizează pe Timotei în întâia lui epistolă, la 1 Timotei capitolul 1, versetul 19, spunându-i în felul următor: să păstrez credința și un cuget curat, un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Asta înseamnă curăție totală, când până și cugetul tău este curat, liniștit și nu are cu ce să te condamne și cu ce să te acuze. Care sunt pericolele și cum am putea noi și tinerii și copiii noștri să trăiască în lumea aceasta într-o curăție totală? Cum e posibil așa ceva în lumea în care trăim? Vreau să vă spun că e aproape imposibil. Dacă nu l-am avea pe Dumnezeu de partea noastră, ar fi imposibil. Ceea ce face totuși posibil și ceea ce ne dă nouă șanse e Duhul lui Dumnezeu, e prezența lui Dumnezeu în viața noastră. E aproape imposibil. Dar sunt anumite lucruri care ne aparțin nouă. Sunt anumite aspecte ale vieții care ne aparțin nouă. Noi trebuie să le facem. Cum? Doresc să răspund cu ajutorul Domnului la întrebarea asta în modul cel mai relevant posibil.
cu aplicații și cu gânduri practice, exact ce se întâmplă și prin ce trec copiii și prin ce trecem noi și tinerii acestei generații. În primul rând, dacă vrem să trăim pentru Hristos și dacă vrem să trăim într-o curăție totală, trebuie să ne păstrăm curați de influențele din afară, influențele păcătoase, influențele nocive, influențele care nu vin din partea lui Dumnezeu. Păstrează-te curat de influențele din afară. Și aș dori să plecăm de la două versete din Scriptură și apoi să intrăm în aspectele practice. 1 Corinteni, cei care aveți Bibliile, citim împreună de la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33, unde cuvântul Domnului spune așa: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fiecare om de pe pământ este influențabil. Fiecare persoană care trăiește pe fața pământului poate să fie influențat și va fi influențat. Cine îl vor influența pe un anumit om? Cine te influențează pe tine? Cine mă influențează pe mine? Cine ne-a influențat pe noi de-a lungul vieții? Prietenii, membrii familiei, oamenii cu care ne înconjurăm, oamenii care sunt aproape de noi, aceia ne influențează. Apostolul Pavel spune așa, și nu declar aici un lucru nou: tovărășiile rele, adică împrietenirile cu oamenii care nu sunt potriviți, oamenii răi, oamenii nepocăiți, oamenii fără Dumnezeu, o să-mi strice mie și o să strice ție obiceiurile bune. Cineva a investit în tine și în mine obiceiuri bune. Acel cineva, în primul rând, e tata și mama. Părinții, iubite fete, iubiți băieți și tine, părinții investesc în voi binele. De când v-ați născut, părintele te învață cum să mănânci, cum să te îmbraci, unde să mergi, unde să nu mergi, ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci. Investește în școala ta, în educația ta, te învață binele, te învață să te rogi, te aduce la biserică, te duce la școala duminicală, dă bani pentru tine ca să înveți să cânți la un instrument, te încurajează în tot ce vede bun în tine, ca părinte. Și acum vin tovărășiile rele. Și unii dintre voi, tineri, sunteți surprinși când auziți de la părinți că vă spun: mă, prietenia asta nu-i bună, mă rupe prietenia asta. Nu mai vreau să aud de persoana asta că te sună. Nu mai vreau să știi că să știu că stai de vorbă cu oamenii ăștia, sau cu băieții ăștia, sau cu fetele astea. Ieși din gașca asta. Știți ce e gașcă? Din trupa asta, din echipa asta. Ieși dintre ei. De ce spune tata și mama lucrul ăsta? Pentru că tata și mama, într-o viață, au investit în tine binele. Și iată că vin prieteniile rele și strică. Strică într-o săptămână, într-o lună, într-un an, tot ce a pus mama și tata bun în tine, strică o prietenie din asta. Și nu mai are cu cine să se înțeleagă tata și mama, nu mai pot să vorbească cu tine. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Proverbe 18:24. Haideți să mergem în Vechiul Testament, învățăm de la înțeleptul Solomon. Proverbe, capitolul 18, versetul 24. Cine își face, listen to this, l-avem și în engleză, dacă l-avem și în engleză, e bun.
Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar un prieten care ține, este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Asta e rar de găsit. Problema e cu prima frază. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. La ora actuală, îi competiție între cine are mai mulți prieteni pe Facebook. How many friends do you have? Câți dintre dumneavoastră de aici, și n-am să predic împotrivă la Facebook în seara asta, că vreau să ridicați mâna sus toți cei care aveți Facebook account. Ridicați mâna sus, nu vorbesc împotriva voastră. Ridicați mâna sus. Așa. Aveți prieteni pe Facebook. Now, dumneavoastră știți câți prieteni aveți. Eu n-am de unde să știu. Pe Facebook n-am niciunul. Nici nu-mi trebuie niciun prieten pe Facebook. Îmi trebuie prieten la biserică și pe stradă și prieten când am nevoie. Nu pe Facebook. Da. Dumneavoastră știți câți prieteni aveți. Dar știți câți prieteni au copiii. Dacă copiii dumneavoastră au Facebook, știți câți prieteni au copiii? Și știți cine sunt prietenii ăia? Și de unde sunt ei? Nu. Pot să fie prieteni din Africa? În lumea noastră poți să ai un prieten care nu l-ai văzut de când ești și s-ar putea să fie criminal. Dar e prietenul tău. E prietenul tău cu care tu ai curajul să-ți împărtășești toată viața ta. Tot ce faci tu trebuie să știe prietenii. Și trebuie să le spui și la ceilalți. Și e adevărat că unii anunță lucruri importante. Unii anunță motive de rugăciune. Haideți să ne rugăm pentru familia cutare. Alții anunță un verset din Scriptură, un gând spiritual care cheamă pe oameni să apropie de Dumnezeu. Mai sunt și unii din ăștia și sunt puțini, sunt rari, sunt o minoritate. Și alții cred că îi ridicularizează. Alții zic, voi credeți că pentru asta e Facebook-ul, să ne dați voi versete din Biblie? Păi dacă ne trebuie 9 versete din Biblie, mergem la biserică. E destul că de auzim la biserică. Dar sunt câțiva care fac lucrul ăsta. În rest, toți ceilalți prieteni intră în casele noastre și în casele și în mințile copiilor noștri. Și cine își face mulți prieteni, îi face spre pierzarea lui. Că nu ai control asupra influențelor din afară. Cred că am mai spus și cu altă ocazie. A fost o vreme în ancient history, în istoria antică, când eu am fost copil. Și nu numai când am fost eu copil, și când fetele mele au fost copii mici. Deci nu trebuie să mergem chiar așa de departe. Când dacă copilul a avut o problemă, a venit la mama și la tata și a întrebat. La mama și la tata. Mergi, mami, uite ce problemă am, ce zici, ce părere ai? Băiatul mers la tata, tată, uite cu ce mă confrunt la școală, uite un băiat, ce mi-a zis, ce a făcut, ce părere ai? Și părinții învățau pe copii. Ce părere aveți voi, tineri? Părinții voștri au un pic mai multă minte ca voi. Au un pic mai multă minte ca voi. Sau nu prea, că nu se știu la iPad și la computer. De unde să aibă minte? Săraci de ei, o îmbătrânit degeaba, nu? Așa gândesc unii. Da. Abia așteptăm să ne scăpăm de ei, că ei nu mai știe să spună nu. Aia nu-i voie, asta nu-i voie. Atât. Vreau să vă spun că cel mai slab părinte e mai deștept decât copilul lui. Mai deștept decât copilul lui. Și dacă copilul lui are mai multă educație și dacă are mai mare pregătire, de ce e mai deștept sau mai înțelept, corect? Pentru că a trecut prin viață. Și a fost o vreme când copiii întrebau pe părinți, mamă, tată, ce părere ai?
Sau întrebau pe alții mai în vârstă cu experiență, întrebau un om din comitet, întrebau păstorii. La ora actuală, dacă cineva are o problemă, își întreabă prietenii. Că de-aia are prieteni 200. Merge la Facebook și pune o întrebare. Ce părere aveți? Am auzit despre cineva care are problema asta. Să nu spună că el, să nu se dea de gol. Am auzit de cineva. Ce părere aveți? Cum ați tratat voi subiectul ăsta? Și se dă răspuns. La ora actuală, ei se educă unii pe alții. Ei se întreabă unii pe alții. La ora 12 la miezul nopții și la ora 2 dimineața, în timp ce mama și tata dorm liniștiți, copiii la telefon și la computer și părinții habar n-au. Și ei stau de vorbă, ei discută. Influență din afară, influență din afară. Oameni care n-ai investit nimic în tine. Oameni care n-a pus un cent în viața ta. Nici rugăciune, nici transpirație, nici durere. Au prioritate peste mama și tata care sunt în stare să moară pentru tine. Sunt în stare să facă orice pentru tine. O mers la frontieră cu riscul ca să-i împuște. Dar au zis, mergem în America pentru ca copilul meu să aibă o viață mai bună. Și-a venit vremea când copilul acum e foarte deștept și nu mai are ce să întrebe pe mama și tata. Și întreabă pe alții care nu-i doare nici în cot de tine. Nu-i interesează de tine. Să vezi cum they unfriend you. Acum se inventează și cuvinte noi în limba engleză. Să vezi cum renunță la prietenia ta imediat dacă ajungi la o problemă. Dacă ajungi în pușcărie din cauza unei prostii, câți din prietenii ăștia vin să te vadă și să scrie scrisori? Dacă trebuie să mergi la cort, cine te apără? Cine plătește pentru avocat? Cine merge să te scoată afară? Prietenii? Cine o să fie lângă tine când nu o să mai poți să mergi? Mama și tata. Și așa o lăsa Dumnezeu de când e lumea asta. Și tare m-aș bucura dacă tinerii și-ar da seama de marea binecuvântare pe care o au, că au părinți care interesează de ei și au părinți care se tem de Domnul și care vor binele lor. Căutați să vă opriți de la influențele astea din afară. Asta a devenit o adicție. Social media în ultimii 10 ani ne-a luat așa ca o furtună. 2 miliarde de oameni din lume folosesc internetul. 2 miliarde de oameni, dintre care 213 milioane americani. În 2015 se estimează că o să fie 4 miliarde de oameni, 60% din populația lumii. Toată lumea intră pe internet, imediat toată lumea o să fie prieteni. O să fie prieteni evrei și cu musulmani. Ia, să mai așteptăm. Facebook are 1,11 miliarde de users în 2013. Twitter, 500 de milioane. Instagram, 90 de milioane. Aici se postează 40 de milioane de poze în fiecare zi. În fiecare zi. Imaginați-vă cât timp au oamenii în fiecare zi să postează 40 de milioane de poze. Și ce am descoperit, că cu asta n-am fost prea familiarizat, dar acum mă educ și învăț și eu. În ultima vreme am învățat pentru ca să pot să ajut pe alți părinți și să pot să mă ajut pe mine dacă am nevoie. Ăsta e un program în care se șterge imediat ce s-a trimis. Deci fiți atenți. A fost un timp în care dacă ai lucrat la computer, ai mers înapoi și ai găsit tot ce ai lucrat. Dacă ai fost pe un website aiurea, dacă ai scris un mesaj aiurea, ai mers înapoi și ai găsit. Ți-ai prins soția dacă soția s-a ocupat de lucruri slabe, ți-ai prins soțul dacă s-a ocupat de lucruri slabe, ți-ai prins copiii dacă s-au ocupat de lucruri slabe. Dar au apărut niște oameni căpoși care au zis trebuie să creăm o tehnologie nouă ca să-i ajutăm
pe toți hoții și mincinoșii și înșelătorii și curvarii și stricații să aibă acces la internet și să nu-i prindă nimeni. Și să poată scrie tot ce vor ei. Și să în 10 secunde sau nu știu în câte secunde să șterge. S-a scris un mesaj și a trimis mesajul să o șterge. Și-a trimis o poză. Și așa se ajunge acum să schimbe băieți între fete. Mă gândesc că nu la noi în adunare și nu în biserica oamenilor lui Dumnezeu. Mă gândesc și aș vrea să cred lucrul acesta și nu vreau să aduc blama asupra nimănui. Dar vreau să fim educați și să știm pericolul în care ne găsim și să vedem ce avem de făcut să ne păzim. Așa își trimit băieții și fetele poze. Și pot să-și trimită poze cum vor. Poate să meargă în baie și să-și trimită poze goală. Pentru că în 10 secunde se șterge. Și băiatul la fel. Și comunică în felul ăsta, nu-i prinde nimeni niciodată. Dar să credeți voi că ăsta nu se salvează undeva. Ăsta nu se salvează. Eu nu pot să accept ideea că nu se salvează undeva. Undeva asta se salvează. Și dacă nu se salvează aici pe pământ, se salvează în ceruri. Și dacă oamenii o să dea socoteală de orice cuvânt nefolositor care a ieșit din gură, da, păi pentru mesaje și poze și cuvinte nepotrivite. O, Doamne, ai milă de generația aceasta. Păstrează-te curat de influențe, pentru că tehnologia actuală a făcut atâtea progrese în a conecta lumea, dar iese și mult bine aici. Și nu pot să vorbesc 100% împotrivă la ceva care e și bun. Dar e și o adicție. Un articol, dacă nu greșesc, din Washington Post a tratat acest subiect, nu vorbind de lumea creștină, lumea din afară îngrijorată oarecum, spunând că mulți oameni îs acum prinși în aceste lanțuri ale adicției și trebuie neapărat, deci tremură, îi mănâncă mâinile, degetele, trebuie să ajungă la computer și la telefon de câteva ori într-o zi și să transmită mesaj. Adică, dacă și-a cumpărat o rochie, păi cum să-și cumpere rochie să nu știe prietenii ei ce fel de rochie și-a cumpărat? Și să postează cu poza nouă, uite ce rochie mi-am cumpărat, ca să primească mesaje de la prieteni, like, like, like. Câte likes ai la rochie aia? Hai, după rochie, aia am avut 30 de likes. Dar la ta câte au fost? Numai 2. Vinde-o la yard sale și cumpără alta. Dacă băiatul își cumpără o cravată sau o pereche de pantofi, noi trebuie să știe prietenii ce și-a cumpărat. Alții trebuie să știe când mergi la dinner. Unde ai fost la dinner? Aseară am mâncat la Cheesecake Factory și prietenii trebuie să știe și trebuie postat o poză de la Cheesecake Factory. Sau de la PF Chang, sau de la Olive Garden, sau mai știu eu, TGI Friday, sau unde vă mai place să mergeți. Dacă mergi la dinner la părinți, trebuie să le spui la prieteni înainte de a ajunge la dinner. Acum seara mă duc la dinner la părinți, știe toți prietenii. Și când ajungi acolo să le spui că ai sosit cu bine și că e curcanul pregătit. Oameni buni, e o adicție. E o adicție. E un pericol. Oamenii de știință au stabilit că-i o plăcere, ceva se întâmplă în creierul omului când împărtășește adevărul din viața lui cu alții. Ceva se întâmplă aici și omul se simte bine. Și chiar dacă acțiunea în sine nu e o adicție, e adicție plăcerea care vine în urma acțiunii respective. Să ne păzim, frați și surori, și pe noi, și pe copiii noștri. De unde vin toate influențele astea? De ce nu ne mai putem noi înțelege uneori cu copiii noștri? De ce uneori vorbim cu ei ca cu un perete? De ce uneori ne întorc spatele? De ce spun ies și fac cum vor ei? De ce?
Pentru că noi nu facem parte din grupul lor de prieteni. Pentru că ei au alți prieteni. Și prietenii ăștia îi nenorocesc. Și cei mai mulți dintre ei nu-și dau seama. Și când își dau seama, este prea târziu. Căutați să menajați și să administrați tehnologia, fraților. Acum vorbesc părinților, că e responsabilitatea noastră. Dacă puteți, nu le cumpărați. Dacă puteți, nu le cumpărați. Dacă le cumpărați, aveți grijă ce le cumpărați. Nu le mai cumpărați nimic ce nu sunteți dumneavoastră sub controlul lucrului respectiv. Dacă nu știți ce face copilul, dacă are acces, păi sute de mii de apps pentru telefoanele astea noi și pentru tabletele noi. Ei, pe vremea noastră tabletă era medicament. Acum tabletă e computer, carte electronică. Asta e tabletă. Dăm tabletă. De-aia nu ne mai înțelegem cu englezi americani. Dacă nu înțelegem noi ca și părinți ceva, nu le cumpărăm la copii. Nu mai fi de acord să-i cumperi la copii, că îi dai la copil o travă în mână, îi dai la copil lada de gunoi. Are acces să intre, mai ales dacă e Wi-Fi. Pentru părinții care nu știu, este o conexie Wi-Fi, e fără fir. Aproape oriunde te duci acum ai conexie Wi-Fi și acolo se pot șterge foarte ușor mesajele. Când e diferită conexia, acolo nu se șterg așa de ușor. Unde e Wi-Fi, te conectezi în toată lumea și se pot conecta. De aia de la 12 ani pot să fie copii și băieți prinși de patima pornografiei de la 12 ani. De ce? Pentru că au telefonul, au iPad-ul, au tehnologia la îndemână și când intră pe un website din ăsta, să vedeți, fraților care nu știți sau care n-ați ajuns la tehnologia asta, știți care e restricția ca să intri pe astfel de, într-un astfel de loc? Te întreabă dacă ai 18 ani, la computer te întreabă, îi o întrebare pe computer. Ai 18 ani, că dacă n-ai 18 ani, n-ai voie să intri. Și auzi, copilul de 12 ani se uită la computer, râde cât îl ține gura și clic. Cum să n-am 18 ani? Păi eu am câți vreau. Cine știe câți ani am eu? Și a apăsat acolo, că are 18 ani, a intrat pe site și atât. Și apoi mai scapă, mai ieși afară. Pe la 18 ani, deja e prea târziu. Frați și surori și popor al Domnului, progresul tehnologic poate să fie o binecuvântare, dar pentru multe familii, pentru mulți copii, îi un blestem. Băieți și fete, watch out! Aveți grijă ce faceți la telefon și la computer. Și nu vă supărați pe părinți dacă vi-l iau de la voi. Că n-ar trebui să le aibă. N-ar trebui. Am auzit că sunt părinți care la 8 ani, la 9 ani, la 10 ani vor să le cumpere tabletă la copii sau telefon din ăsta. Îl nenorociți pe copil dacă faceți lucrul ăsta. Vreau înaintea Domnului să vă avertizez pentru binele dumneavoastră, să nu spuneți niciodată că n-ați auzit sau nu ați știut. Dacă de la vârsta asta îi dați în mână la copil o tabletă din asta, un telefon din ăsta cu care are acces, el va învăța toate șmecheriile tehnologiei mai bine decât dumneata ca și părinte și îl bagi în iad, l-ai nenorocit pe copil. Nu-i cumpăra. Cumpără-i o minge să meargă să joace fotbal. Du-te cu el la pescuit sau la vânătoare sau la not. Du-te afară cu el la plimbare, du-te pe munte. Scoate-l afară în natură. De aia acum avem atâta lume bolnavă din toate punctele de vedere. Pentru că mănâncă prost și stau toată ziua la computer și la telefon și la televizor. În al doilea rând, păstrează-te curat de atracțiile păcătoase. Primul,
păstrează-te curat de influențe. Apoi, păstrează-te curat de atracțiile păcătoase. Roman 13:14. Am suprapus aici câteva gânduri în punctul următor. Peste asta o să trec acum mai repede. Roman 13:14. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele. Adică nu te îngrijora, nu te ocupa, nu-i da firii pământești ceea ce așteaptă, pentru că îi trezești, îi stârnești poftele. Un bărbat va fi stârnit în poftele lui când va vedea o femeie sumar îmbrăcată sau dezbrăcată, când se va atinge de cineva. Și ăsta e un motiv pentru care, în general, și nu m-am gândit să spun lucrul ăsta, dar acum îmi vine în minte, dar așa ca o explicație sau ca și un ajutor, pentru mulți care nu înțeleg de ce, ca o regulă generală, dar nu e obligatoriu, n-am obligat pe nimeni 100%, dar ca o regulă generală, bărbații stau la bărbați, în secțiunea bărbaților, și femeile stau în secțiunea femeilor. Și dacă unii mai stau și altfel, nu ne-am supărat, nu îi certăm, nu vrem ca să se simtă rău, nu e niciun păcat în sine. Dar vreau să vă explic oarecum de unde a apărut treaba asta, că e o chestie demodată pentru unii. Și e o explicație așa băbească. E o explicație băbească. Dar presupunem că eu vin la adunare și nu-s păstor să stau aici în față, că la urma urmei pe mine nu mă interesează, că eu nu stau în sală, eu stau întotdeauna aici, sau I don't care unde stau oamenii. Dar mă interesează pentru curăția cugetului și a inimii și a sufletului fiecăruia. Vin la adunare, vin eu la adunare și mă pun undeva în secțiunea surorilor. Sau, hai să zicem că și soția la adunare și nu-i la baby sau la școala duminicală și mă pun lângă ea. Într-o parte îmi stă soția, în partea cealaltă nu stă nimeni. Că așa ne punem ca să fim la distanță. Dar între timp vine o altă soră la adunare și n-are loc și se pune lângă mine. Dar prima dată se pune la distanță, că are loc. Dar mai târziu vine ușierul și spune: puteți să vă mutați mai încolo, că mai avem nevoie de un loc aici. Și se mută până lângă mine și mă atinge. Și cu piciorul meu drept ating piciorul ei stâng. În adunare. Și eu-s bărbat și ea-i femeie. Ce se întâmplă atunci? Îi o poziție în care un bărbat vrea să fie? Niciodată. Nu în adunare, nici în lume. Nici în lume, în călătorie, la plimbări, oriunde. Niciodată nu m-am pus să stau de când m-am căsătorit, dar nici înainte. Înainte a fost altfel, după ce căsătorii altfel. Dar niciodată nu m-am pus să stau eu lângă o femeie. Niciodată, în lume, în autobuz, nu stau lângă o femeie. Dacă nu pot așeza lângă un bărbat, o pun pe soție să stea lângă femeie și o stau lângă ea și o să stau în altă parte. Ceva normal, fraților și tineri, e normal, ca să păstrezi distanța. Apoi ce se mai întâmplă? În timp ce stau eu pe bancă, sora vrea să iasă după banca unde e, vrea să iasă, că are o problemă cu copilul. Și trebuie să treacă prin fața mea. Și eu sunt pe bancă. Eu stau liniștit pe bancă. Na, ea trec, nu strifiți acolo. Nu strefiți ca să treacă pe lângă mine. Și ea trebuie să treacă ori cu fața, ori cu spatele. Mă iertați că sunt așa de direct. Trebuie să vorbim băbește, ca să înțeleagă toată lumea. Ea trebuie să treacă ori cu fața pe lângă nasul meu, ori cu spatele. Cum e bine? Cum e bine? Nici cum. Atunci eu trebuie să mă întorc capul, să mă fac că am văzut ceva pe tavan interesant. Nu? Ce o să fac atunci?
Nu e o chestie incomodă. Ei, dar mai vine fratele de la Amvon. Și fratele de la Amvon, care în ultima vreme, fratele Cornel Avram, nu mai făcut lucrul ăsta, zice, fraților, la urmă, hai să dăm mâna unii cu alții și să cântăm. Și eu dau mâna stângă la soție, dar mâna dreaptă trebuie să o dau la altcineva. Și eu dau mâna cu o femeie străină. Cu o femeie care nu-i fata mea, nu-i mama mea, nu-i soția mea. E o altă femeie. Și o iau de mână și cântăm. Și în timp ce cântăm, ce, eu pot să cânt? Eu pot să cânt? Mă, de ce trebuie să iau eu, mă, altă femeie de mână? Cum s-o țin de mână? Așa, așa? Cum? Ca să fiu liniștit, să pot să cânt, să laud pe Domnul. Că nu mai pot să cânt. Nu mai pot. Astea sunt niște chestii simple la care unii nu se gândesc. Băieții sau fetele zic, bă, noi suntem demodați, așa e la români. Dar la americanii e fain. O, americanii nu au probleme cu păcatul ăsta. Nu? Da, pentru ei, ei toți sunt curați, sfinți, n-au treabă. Păi la ei n-au treabă. Că la ei, dacă mă duc, vine altul și mi-a îmbrățișat nevasta mea și dă un hag, așa că îmi vine să-l iau de urechi. Iertați-mă! Păi e normal așa, fraților! E normal! Poate că ar fi normal dacă ești de 110 ani. Dar mai tânăr nu-i normal. Și atunci ce trebuie să facem, fraților? Ce trebuie să facem băieților și fetelor? Păstrăm distanța. Păstrăm distanța. Și pentru că timpul s-a dus, o să combin punctele aici. Mai spun numai câteva gânduri și încheiem și în rest Dumnezeu să facă mai mult pentru noi și pentru inimile dumneavoastră. De ce când mergem cu autobuzul? Ascultați-mă, fete și băieți. Fete și băieți. Când mergem cu autobuzul, băieții stau lângă băieți și fetele stau lângă fete. De ce nu stau băieții lângă fete? Păi tocmai pentru motivul ăsta. Cum să stea un băiat lângă o fată? Și dacă merg o călătorie lungă, se obosește băiatul. Nu mai poate, săracul. Și adoarme. Și când adoarme, în ce direcție își pleacă și el capul? Pe unde are sprijin, nu unde e gol, ca să nu cadă. Și unde are sprijin? Înspre fată. Și fata e cu minte timidă, liniștită și numai vede un cap că se apropie de ea. Și ce să facă? Păi cum să-l deranjeze? Că ea e fată cu respect, nu? Cum să-l deranjeze? Să-i spun, hei, scoală sus. Nu, îl lasă să se odihnească. Că-i fratele ei. Frate de credință, că dacă ar fi fratele ei de corp, ar fi nicio problemă, dar nu-i fratele ei. Frate în credință. Ce se caute băieții lângă băieți? Ce se caute băieții lângă fete și fetele lângă băieți? Ce se caute? Ce se caute o fată să țină de mână pe un băiat? La 13 ani, la 14 ani? Dar știți de ce? Din cauza mediei. Din cauza la Facebook. Din cauza la Instagram, din cauza la prieteni, așa mulți prieteni. Generația care acum pe la 20 de ani îi apropie o generație care a fost scăpată. Și cred că avem o generație foarte bună, ăștia la 20 de ani, plus minus. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i păstreze. Îs foarte îngrijorat de generația între 12 și 16 ani. Că aici o să fie dezastru dacă nu avem grijă noi ca și părinți și dacă copiii și băieții și fetele nu ciulesc urechile. Pentru că ei au început să flirteze. Deja își fac ochi dulci. La 12 ani, la 14 ani. E extraordinar. Extraordinar. Nu mai e rușine. Păi dacă te duci la liceu, eu mă duc și duc fata mai mică la școală. Păi nu odată. Se întâmplă să vezi,
copii care fumează în fața liceului și tineri, băiat și fată, care se sărută, dar se sărută ca și cum ar fi gata să facă dragoste acolo în fața liceului, că n-au minte sărace de ei. Le-a plecat mintea la plimbare cu sorcova. Fără nicio problemă, nu-i deranjează nimeni. Mă gândesc să fi făcut noi treaba asta când eram la liceu. Păi un străin, măi, tineri, poate credeți că a fost o societate nebună. Păi un străin e luat de urechi, mă. Dacă noi am fi făcut treaba asta, nu vorbim de o lume comunistă, nu de părinți. Dacă am fi făcut lucrul ăsta în fața școlii sau pe stradă, undeva în oraș, ne-ar fi luat de urechi, ar fi strigat pe noi: bă, ce-i cu voi, mă? Bă, plecați de aici. Mă, cui ești? Ce număr ai aici? Unde locuiești? La ce liceu mergi? Nu vii rușine? Alții străini s-ar fi implicat și ar fi spus: nu-i normal, nu-i omenește, nu-i cinstit, nu-i corect. Acum, nothing. Acum e normal copiii la 12 ani să aibă boyfriend și girlfriend. Boyfriend și girlfriend? La 12 ani, dar ce vrei să te căsătorești? La 12 ani vrei să te căsătorești? Băiat, la 14 ani ești gata să întreții o familie? Abia ai învățat să scrii și să citești. Și ești gata să întreții o familie? N-ai lucrat o zi în viața ta, nu poți să tai iarba acasă fără să te plătească tata și mama. Că poți să mănânci de gratis, să nu plătești chirie, să consumi benzină și insurance și tot, dar să tai iarba îți trebuie bani, dacă te plătești. Și ești gata să întreții o familie, dar îți trebuie girlfriend. Ai nevoie de girlfriend. Și asta nascuns sau pe față. Trăim într-o lume fără rușine, fără rușine, fără bun simț, în care oamenii au depășit orice limită. Iubiți tineri, și cu asta vreau să închei și vreau să vă ajut să vă fac să înțelegeți, băieți și fete, noi suntem guvernați de relația pe care o avem cu Hristos. Orice relație presupune anumite restricții, anumite limite, anumite condiții. Știi că nu poți să fii într-o relație fără condiții, fără limite, nu poți, n-ai cum. O paranteză mai mare aici. Trăim într-o lume în care tinerii, nu neapărat foarte tineri, și de 20, de 30, unii de 40 de ani, vor să trăiască sub forma de soț și soție, dar fără nicio obligație, numai pentru plăcerea intimă. Ei spun, that's it, fără obligație, dar nu se poate așa ceva, nu există așa ceva. Relația noastră cu Hristos presupune și cere respectarea principiilor pe care le-a așezat Hristos. Eu nu pot să-mi păstrez relația cu Hristos dacă nu respect principiile Lui și în relațiile mele cu cei din jurul meu. De exemplu, eu sunt căsătorit și sunt căsătorit cu Dana. Dacă eu o iubesc și o prețuiesc, pot să am relație bună cu Hristos. Dar dacă eu îmi bazocoresc soția sau îi dau palme soției sau mă port urât cu soția, pot eu să am o relație bună cu Hristos? Nu, nu se poate. Pot eu când soția mea e lângă mine sau nu e lângă mine, dar vorbim că e lângă mine, să iau eu mâna altei femei și să o mângâi pe mână? Cum vi s-ar părea? Fetelor, cum, aproape când vine să o chem pe Dana aici. N-am făcut niciodată. N-am făcut niciodată. M-am gândit că o să se supere că nici nu i-am spus dinainte treaba asta. Tot m-am luptat cu gândul ăsta. Zic, mă, o chem ca să o folosesc ca exemplu, că vreau să înțeleagă fetele și băieții. Ce părere aveți voi dacă soția e lângă mine și dacă nu-i, dar folosim cazul ăsta, și vine o altă femeie și eu iau de mână pe femeia și o mângâie și stau de vorbă frumos așa? Ce părere aveți? E ok? Cine se supără?
Cine se supără prima dată? My wife. Pentru că gestul ăsta violează relația mea cu soția. N-am voie să fac lucrul ăsta. N-am voie. Dar ce relație mai strică gestul ăsta? Că nu-i numai relația cu soția. E relația cu Hristos, cu Dumnezeu. Nu, fetelor care nu sunteți măritate și nu sunteți într-o relație de logodnă, nici de perspectivă în căsătorie, e ok să țineți un băiat de mână sau să vă apropiați de un băiat sau să vorbiți senzual cu un băiat sau să discutați așa cum discută un bărbat cu o femeie? Credeți că e ok lucrul ăsta? E ok, e permis lucrul ăsta? Nu. Nu. Chiar dacă n-aveți soț care să se supere, că fetele ar putea să zică, dar eu nu-s măritată, am dreptul așa să mă joc cu băieții. Nu. Pentru că există o relație superioară relației noastre pe orizontală, e relația cu Hristos. Și relația cu Hristos presupune o curăție totală în relațiile noastre. Relațiile de pe orizontală. Băieți care nu sunteți căsătoriți, păstrați-vă distanța. Nu stați lângă fete. Nu le luați pe fete de mână, nu îmbrățișați fetele. Nu vă rezemați pe pieptul lor sau pe spatele lor sau pe capul lor sau pe brațul lor sau pe piciorul lor sau pe nimic ce e al lor. Nici pe fularul lor, nici pe prosopul lor. Până când nu v-ați pregătit de căsătorie, n-aveți ce să vă atingeți de fapt. N-aveți distanță. Distanță. Asta vă păzește pe voi în relația cu Hristos. Păi nu poți să umbli cu fete, să te distrezi, să îmbrățișezi pe fete, să pupi fetele, să te porți așa ușuratic și apoi să vii la adunare, să ridici mâinile sus, să spui aleluia, slăvit să fie Domnul. N-ai cum să ai relație sănătoasă cu Hristos în momentul în care tu violezi principiile de bază ale curăției. Avem o luptă de dus grea, fraților. Grea. Noi suntem pe la mijloc, dar cei care sunteți mai tineri ca mine și aveți copii mai mici, mă rog pentru voi, Dumnezeu să vă dea lumină și înțelepciune. Dumnezeu să vă ajute să vă salvați copiii în ce depinde de dumneavoastră. Nu-i putem păzi de toate, dar să ne educăm. Cel mai mare pericol acum e social media. Televiziunea, internetul, filmele, video games, toate nebuniile astea care intră în mintea copiilor și îi tâmpesc, îi handicapează din punct de vedere intelectual și din punct de vedere spiritual. Aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să ajute pe tinerii noștri să ia hotărâri de curăție înaintea lui Dumnezeu și să spună băieții și să spună fetele, Doamne, nu vreau nicio relație intimă, nu vreau nici flirt măcar. Până când îmi scoți înainte pe băiatul sau fata cu care Tu, Doamne, ai hotărât ca să mă căsătorești și ai pregătit-o pentru mine. Și Domnul să vă ajute.